Doamnelor și domnilor, bun găsit din nou la Talk B1 de această dată, ediția specială cu care v-am obișnuit duminică de duminică, începând cu ora 19. Eu sunt Dan Gabor. O să vă surprindem cu siguranță în această seară, pentru că ne vom referi la un moment foarte interesant din istoria României. 21 august 1968, cel în care Nicolae Ceaușescu, condamnat de la tribuna CC al PCR, invazia Cehoslovaciei de către trupele tratatului de la Varșovia. Și l-avem alături de noi în această seară, prin intermediul unei legături telefonice, pe domnul Bobi Păunescu, regizor, președinte Armis, pentru a veni cu detalii interesante despre acest moment. Bună seara! Bună seara! Bună seara, dragi spectatorilor! Vă mulțumim și, astăzi cu noi! Sper că ne auzim bine. Da, perfect! Da. Ținând cont de modul în care am, să spunem așa, administrat împreună cu producătorii și cu echipa cadrul B1 această emisiune, am încercat în permanență să arătăm lucrurile atât cele din prezent, cât și din istoria României, istoriei recente, cât și din perioada perioadei 47-89, cât și după. Acum, ca să mergem direct la subiect și ceea ce o să urmărească telespectatorii, ne referim la perioada 19-23 august 1968, când evenimentele de atunci, practic invazia Pactului de la Varșovia, fără prezența României, deși România era membra Pactului de la Varșovia, invadează Cehoslovacia, deci Cehoslovacia lui, pe vremea respectivă, președinte era președintele Dubček. România se opune acestei invazii, pentru că spune că fiecare țară are dreptul să-și găsească și să-și administreze propria politică internă, internațională și deciziile pe care, și, mă rog, populația respectivă, poporul, așa cum, în mod normal, ar trebui să facem o comparație, sigur, vedem o tragedie astăzi, dar așa cum ar trebui și Afganistanul să o facă singur. Iar ca să trec direct la subiect, urmează să vedem o imagine întâi de ansamblu unde se discută legătura cu Statele Unite, pentru că Statele Unite și China au fost cele care s-au opus atunci când a avut loc invazia Uniunii Sovietice, Pactului de la Varșovia, condusă de Uniunea Sovietică asupra Cehoslovaciei, invadea în Cehoslovacia, și aveau un plan să invadeze și România, pentru că se opunea. Iar Statele Unite și China au spus că nu România. Și atunci, pentru a da o cheie cât mai, să spunem așa, pentru cei care nu sunt la curent cu ce s-a întâmplat atunci, urmează un material în care o să vedem lucrurile astea mai pe larg, după care o să urmeze un material de câteva minute, nu tot, are totul are vreo minute, cu vizita lui Nicolae Ceaușescu și lui Corneliu Mănescu la Praga, să l-au vizitat pe Dubček, pe președintele Dubček, cu două zile înainte de invazie, susținându-l public, lucru care era foarte, vă dați seama, gândiți-vă să se întâmple astăzi așa ceva, iar urmează un material de 3 minute pe 23 august, când de la tribuna Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu se adresează unei mulțimi, 1968, se adresează unei mulțimi imense, o să vedeți și acolo, care nu este adusă în mare parte, foarte mult și cunosc foarte mulți oameni care au fost acolo prezenți, care au venit, cum să spun eu, de bună voie și nesiliți de nimeni, nu cum erau, să spunem așa, ultimele întruniri, ultimele manifestații unde lumea era adusă de la fabrici sau elevii și așa mai departe. A fost un moment de glorie, să spunem așa. A fost numit în mai multe feluri, dar este un moment istoric al României care nu trebuie uitat sub nicio formă. Sunt cei care sunt pentru, sunt cei care sunt contra, nu contează, este un moment de referință, momentul în care România își demonstra forța pe plan internațional. Și eu zic acum să lăsăm imagine să curgă de la primele, să zicem așa, nu documentare, ia spune primele imagini. Haideți să le dăm drumul. Thank you.
și nu poate fi acceptat niciun motiv pentru a admite pentru o clipă numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist protest. Mr. President, just a year ago, you welcomed me to Bucharest as the first American president ever to visit Romania. Today, I'm very honored to welcome you to Washington, D.C. as the first president of Romania ever to visit the United States of America. Dimineața au anunțat la Radu că trupele reunite ale tratatului de la Varsovia, Bulgaria, Ungaria, Polonia și Uniunea Sovietică au ocupat Cehoslovacia, mai puțin România. Ceaușescu a vorbit la televizor, atunci ne-am uitat, eram eu mai ales, mă gândeam că va începe războiul și cam în vârstă la care probabil că mă va mobiliza. Cred eu că cel mai mare moment de glorie îl numesc eu, nu că îl numesc, eu cred că a fost cel mai mare moment de glorie al României, a fost cu cel mai mare impact al lui Ceaușescu asupra populației și a întregii lumi. Da, ați auzit. Ceaușescu făcuse o adevărată lovitură, deduse o adevărată lovitură la acel moment. Da, sigur că da. Să terminăm materialul, da? Da, da, da. Așa, acum, înainte să dăm cel de-al doilea material, cel în care ne întoarcem puțin înaintea invaziei, câteva zile în urmă, Nicolae Ceaușescu, după cum vedeți, primit înainte la Casa Albă și așa mai departe, din primul președinte din România care face o vizită în Statele Unite, primit de președintele Nixon. Vreau să arătăm câteva imagini de la și vreo 2-3 minute din materialul în care arată vizita lui Nicolae Ceaușescu pe 18-19 august 1968 la Praga, vizitându-l pe președintele Dubček, cel care era considerat, să zicem așa, oaia neagră a pactului de la Varsovia. Și motivul căreia pactul de la Varsovia decide, sigur, condus de Uniunea Sovietică, decide să invadeze Cehoslovacia. S-a mai întâmplat chestiunea asta în 1955, când a avut loc invazia asupra Ungariei, când Ungaria a încercat să iasă de sub comunism, sau sub, să spunem așa, tratatul de la Varsovia. Dar acum discutăm de 68, pentru că România a jucat un rol foarte important în momentul respectiv, fiind o țară care și-a permis, în momentul respectiv, să se opună Uniunii Sovietice și pactului de la Varsovia, spunând un lucru clar și corect, nu cred că are cineva ceva de spus legat de treaba asta, că fiecare țară are dreptul să-și asume deciziile și propriul viitor, prezent și așa mai departe. Haideți să vedem imaginea în care Nicolae Ceaușescu, președintele României și secretarul general al Partidului Comunist Român de atunci, împreună cu Corneliu Mănescu, mare personaj politic în România, dar și secretar pentru o perioadă ajung la Națiunile Unite și omul care apare în diferite cărți din Statele Unite ca omul care a făcut legătura, care a facilitat prima vizită a unui președinte american în China, care a legat, cum să spun eu, a contribuit foarte mult la pacea între China și Uniunea Sovietică. Adică vorbim de niște jucători români, niște jucători, niște politicieni români care jucau pe plan internațional așa cum o făceau cei mai importanți oameni ai lumii din momentul respectiv. Haideți să dăm drumul la materialul ăla și revenim imediat după.
mohli správně a dobře překládat. A nahlas. Pane předsedo, jak si představujete spolupráci komunistických stran na ideologické frontě? Cum vă imaginați colaborarea dintre partidele comuniste pe frontul ideologic? A co považuje rumunská komunistická strana za nezbytné, aby marxistická filozofie odpovídala potřebám společnosti na prahu atomového věku? Ce consideră partidul comunist român ca necesar pentru filozofia marxistă ca aceasta să corespundă natural condițiilor epocii atomice? Mezi komunistickými stranami vědě se pořádce byla koncepcia instituce, které zvolává do toto zemění. Musí vykázat z vědeckého světového názoru. Byla analýza bezpečnosti těch sociálů se báza materialismu i dialektiky toho. Z rozboru vývoje lidské společnosti na základě historického a dialektického materialismu. A konstituje báza filozofii marxismu. To je základem marxistické filozofie. Všichni aceta je to tam rozpůsila, která se trebuje pokud vnitř. Tím tom domnívám se odpověděl i na to, co je potřeba dělat v budoucí. Jasně rozdíl podle rumunské strany otázkám bukurešťské a evropské deklarace, otázkám evropské bezpečnosti. Jaká je diferencia mezi? Diferencia mezi bukurešťskou a karlovarskou deklaráciou. Care este diferența dintre declarația cu privire la securitatea Uniunii Europene de la București și declarația de la Carlo Vivari? După părerea noastră. Ea amintou și chipile se trage singur concluzii. Este o obiecție prelată animată, pescătăție, azabă, privire o postare. Je faktom, že rumunská komunistická strana je jedna z mála komunistických stran, která má velmi dobré vztahy i ku komunistické straně Číny. Da. Da. Am văzut un Nicolae Ceaușescu zâmbitor, foarte încrezător în sine, în aceste imagini, da, de arhivă, deci, imagini istorice. Gândiți-vă că, să spunem, era în momentul în care strălucea la maximum, iar ceea ce am văzut era o conferință de presă ținută la Praga, într-un, să spunem așa, acolo unde întreaga lume urmărea acea conferință de presă. Deci România era un jucător pe plan internațional de primă mărime, lucru care e confirmat de absolut toată lumea, care, de toți istoricii care s-au ocupat de acel moment. Însă, ce, după cum ați văzut, sunt câteva puncte foarte interesante în acea conferință. Sigur, trebuie urmărită toată și cei care sunt interesați o pot găsi atât în superbul documentar al lui Andreu Jică, autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, documentar care a fost în competiție, în selecția oficială de la Festivalul de la Cannes, unde putem, se poate urmări întreaga conferință de presă de la Praga, acea conferință care avem impresia că e conferință de presă undeva prin sănătate, mă refer în, în vestul, în Occident, fiind prezente toate marile agenții de presă, toate marile ziare din lume și unde întrebările sunt libere, nu există cenzură, nu există cenzură nici la întrebări, nici la răspunsuri. Sunt câteva puncte pentru cei care sunt interesați de momentul respectiv, în care demonstrează clar că deschiderea pe care o avea Nicolae Ceaușescu atunci era înaintea influenței pe care, să spunem așa,
serie întreagă de evenimente au dus la schimbarea un pic a opticii Nicolae Ceaușescu de după 78. Însă un lucru pe care îl spune atunci, cineva îl întreabă, zice, dom'le, dacă ar trebui să luați împrumut și vi s-ar oferi pentru retehnologizarea României, că să nu uităm că atunci când Nicolae Ceaușescu a preluat împreună, sigur, conducerea României, România era undeva cu poate 3-400 de ani în urmă, nu exista niciun fel de dezvoltare industrială puternică și așa mai departe, lucrul ăsta a avut loc după și s-a încheiat în 89 cu venirea celebrei revoluții, lovituri de stat, cu acoperire populară, lumea se săturase, Nicolae Ceaușescu îmbătrânise, conducerea nu mai avea el, o avea doamna Elena Ceaușescu împreună cu domnul Postelnicu, el nu prea mai era la curent cu nimic cu ceea ce se întâmpla atunci. Și imediat după plata datoriei externe, fiind România bine sau rău, asta urmează să vedem, dar fiind singura țară din lume, în istorie, în omenirii, care își plătește toate datoriile externe. Poate asta era și un complex al faptului că Nicolae Ceaușescu venea dintr-o zonă rurală și lipsea educația, să spunem așa, oferită de marile universități, acolo unde reușești să-ți, chiar dacă ai informații, să spunem așa, sau o inteligență nativă și ai acumulat o serie întreagă de informații, ele trebuie structurate. Iar pentru a fi structurate în mintea fiecărui om, sigur că ai nevoie de școală. Asta nu e niciun semn de întrebare și aici lipsea treaba asta. Ca să revin la povestea asta, Nicolae Ceaușescu dorește neapărat să plătească toate datoriile externe, lucru care îl face practic neatractiv față de celelalte țări din lume, mai ales că el avea și alte planuri pe vremea respectivă, să creeze o bancă internațională în competiție cu Banca Mondială și așa mai departe, se întreagă de alte lucruri, dar nu vreau să intru acolo. Ce vreau să vedem acum, ultimul material pe care, înainte să intrăm mai mult în subiectul ăsta, până la fix când o să discutăm de, împreună cu domnul general Bărăceanu, situația din Afganistan, Vreau să vedem discursul lui Nicolae Ceaușescu pe 23 august, da? Un discurs care l-a avut loc, care are loc după invazia. Deci, vorbim 19 vizita lui Nicolae Ceaușescu la Praga, să susțină pe Dubček și să se să fie împotriva oricărei invazii a oricărui stat asupra problemelor interne din Cehoslovacia și din orice alt stat din lume. Vorbim de situația din momentul invaziei și acum o să vedem discursul pe care l-a avut de la balconul Comitetului Central al Partidului Comunist Român pe 23 august 1968, și o să vedeți lumea adunată în față și pot să vă spun, nu știu cât de, când n-am trăit momentul respectiv, nu eram născut, dar pot să vă spun că o serie întreagă de persoane pe care le cunosc în mod direct și în care am totală încredere s-au dus acolo efectiv pentru că simțeau mândria de a fi acolo. Mândria unui popor care își se face simțit. Și nu degeaba după asta au urmat marile victorii, atât sportive, atât o perioadă. După care lucrurile s-au dus în jos până în 89, iar din 89 a urmat dezastru pe care îl trăim astăzi. Deci, haideți să vedem discursul. Imaginele respective. Da. Pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Nicio justificare și nu poate fi acceptat niciun motiv pentru admite, pentru o clipă, numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist frățesc. Problema alegerii
căilor de construcție socialistă este o problemă a fiecărui partid, a fiecărui stat, a fiecărui popor. Nimeni nu se poate dirija în sfătuitor, în îndrumător a felului în care trebuie construit socialismul. Trebuie odată pentru întotdeauna să se pună capăt amestecului întrebării altor state, altor partide. Slovacia era pericolul contra revoluției. Se vor găsi poate mâine să spună de adunarea noastră că oglindea tendințe contra-revoluționare. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre. Da, pentru prima dată în istorie, în istoria lagărului comunist, un aliat se opunea Moscovei. Am titrat și pe ecran acest fapt. Foarte important. Da, și de altfel a făcut senzație în presa acelui moment, Nicolae Ceaușescu, cu această poziție. Da, chiar am putea vedea, având în vedere că în ultimele emisiuni am tot avut legătura cu jurnaliști din Franța. Există, prin amabilitatea nu știu dacă pot să pronunț numele, dacă pot da numele, dar oricum am invitat unei persoane apropiate. Avem coperta unei reviste din Franța, deosebit de influente la momentul respectiv, din 69, care practic memora imaginile cele mai importante evenimente din 1968 și acolo vedem venirea lui Papa Ioan Paul al II-lea, nunta, dacă puteți să o puneți pe ecran? Da, sigur, imediat. Da, poza, vă rog, regia. Da, este vorba de coperta revistei Jour de France Papa, nu? Din 1969, pe care apărea nunta ducelui de Orleans, dar și Ceaușescu, iată, cu Nixon la București. Exact. Deci astea erau niște evenimente, cum să spun eu, considerate la momentul respectiv de presă internațională ca momente cheie ale anului 1968. Sigur că ulterior știm cu toții că lucrurile s-au degradat. Nu imediat, însă în România în anii 70 încă se mai trăia decent. Oricum mult mai bine decât acum, după cum spun cei care trăiau în momentul respectiv. Eu nu eram în România în perioada respectivă, dar nu vreau să-i contrazic nici pe cei care sunt împotrivă, însă comparând cu ceea ce vedem la nivel economic astăzi în România și ceea ce vedem la nivel economic atunci, în anii 70, nu vorbesc de 68, vorbesc de după, nu prea stă în picioare o critică adusă regimului trecut, decât din punct de vedere al deciziilor luate din anii 80. Acum, nu vreau să mă erijez nici într-un susținător al Partidului Comunist, că nu sunt, dar, pe de altă parte, suntem obligați, ca cetățeni români, în primul rând, ca jurnaliști, ca post de televiziune, care în permanență, nu degeaba suntem considerați principalul post, principala sursă de informare a publicului cu studii medici și înalte din România, tocmai pentru că am încercat să prezentăm în permanență lucrurile, fie ele a unei persoane,
persoane, să zicem, mai puțin populare sau mai puțin acceptate în România de către o parte a presei sau de către o parte a populației, dar și, deci toate punctele de vedere, deci noi nu putem să ne desprindem ca nație. Nația asta nu a început în 1989, nația asta a început odată cu dacii, tracii și așa mai departe, istoricii știu asta mult mai bine. Nu trebuie să ne desprindem de treaba asta, pentru că este un lucru fals, un lucru care nu ne aduce cinste, sub nicio formă, și toate toate jertfele pe care le-au făcut cei care au luptat pentru țara noastră, ea sub alte denumiri, eu știu, de la Marele Ștefan, Mihai și așa mai departe, ar însemna să ne batem joc de aceste persoane. Și nu vreau să compar acum pe nimeni cu nimeni, însă fiecare are rolul lui, fiecare a avut rolul lui, bun, prost, istoria le consemnează, dar e important ca această istorie să încercăm să, sigur că nu o scriem noi, dar noi ceea ce trebuie să facem este să adăugăm și să readucem aminte pentru generațiile noi, să vadă că nu ne-am născut ieri sau alaltăieri și că nu suntem o țară... Încearcă unii să spună o țară săracă, o țară cu oameni prost pregătiți și așa mai departe. Cred că suntem spre publicitate, nu? Dacă nu mă înșel. Încă nu, încă nu. Mai avem puțin timp. Perfect, atunci putem continua. Deci era foarte important și oarecum, deși într-un mod ciudat, vedem situația din Afganistan, care este, vedem o tragedie umană acolo, însă până acum, și o să discutăm asta pe larg după ora 20, împreună cu domnul general Bălăceanu, până acum România, până acum Statele Unite erau considerate ca cele care, cum să spun eu, ca jandarmul, erau criticate de o parte a presei și de o parte a statelor, eu știu, care nu îmbrățișează aceleași valori, că sunt jandarmul Europei, jandarmul lumii și așa mai departe, că se implică în politicile externe, interne ale țărilor respective. Ei, iată că o decizie în Afganistan de a se retrage din Afganistan, deci de a lăsa populația, ceea ce spunea președintele Biden, nu? Că au ieșit de acolo ca să nu vor ieși de peste tot acolo unde există conflicte interetnice, pentru că nu e treaba lor să să aducă democrații sau să exporte, să importe democrații. Mă rog. E, treaba asta a dus la un dezastru ce vedem în Afganistan și pe de parte lumea cere, domnule, de ce ați ieșit? Pentru că, totuși, să nu uităm că în Afganistan încă mai există trupe străine, să zicem, care ajută la eliberarea, să spunem așa, la aducerea, repatrierea cetățenilor străini, dar, cu siguranță, două momente, nu? Foarte importante, în care atunci când se intervine, trebuie trebuie mare grijă că în primul rând trebuie să decidă poporul respectiv și după asta, mă rog, și lucrul ăsta n-a început cu Statele Unite, să spunem, a început cu 1980, atunci când a fost invazia Uniunii Sovietice în Afganistan, după care s-au retras, după care au urmat, sunt o serie întreagă de lucruri pe care o să le explice mult mai bine domnul general Bălăceanu după ora 20. Eu ce vreau să subliniez din nou la povestea asta e că pe lângă 23 august 1944, care cu siguranță va fi dezbătut în zilele următoare, în această perioadă 18, 19, 20, 23 august 1968 înseamnă iarăși un moment în istoria României, bun, rău, asta, repet, îl va decide fiecare în urma informării, să spunem așa, dar... Da, spuneți-mi un lucru, domnule Păunescu. Credeți că în această decizie de a condamna invazia Cehoslovaciei, Ceaușescu a avut sfătuitori sau a acționat singur? Da, adică a gândit singur toată această... A avut sfătuitori și sfătuitorii erau consultanții, oamenii de bază, domnul Corneliu Mănescu, domnul Maurer, eu știu, o serie întreagă de... Nu vreau acum să... pe cineva, dar erau vorba de oameni din conducerea României care se sfătuiau și care, sigur că o decizie de genul ăsta, asumându-și-o, Nicolae Ceaușescu se punea în fața unui risc major.
și anume un erist pe care, de exemplu, Gheorghiu Dej, atunci când a luat decizia să, când a reușit să se convingă pe cei din Uniunea Sovietică să-și retragă trupele de pe teritoriul României, se spune, nu e confirmat, dar se spune că ar fi fost radiat și practic a murit de cancer în urma unei radieri pe această chestiune. Deci Nicolae Ceaușescu se oricum ai luat această, că sunt mulți care spun, domne, că asta a fost o nebunie, că ce a făcut a fost o chestiune de... E, oricum ai lua-o, această nebunie putea duce spre la finalul rapid al vieții lui Nicolae Ceaușescu. Deci consilierii erau, dar erau români. Era Corneliu Mănescu, care era un mega personaj la nivel internațional, era Ștefan Andrei, era Gheorghe Maurer, o serie de politicieni români care jucau pe arena internațională cot la cot cu cei din America, din Uniunea Sovietică, din alte țări, puțin alte țări, deci să zicem așa, în Careu de Aș, să spunem așa, lucru care este confirmat. Iar am avut șansa să discut, să dezbat această problemă cu cineva care a acceptat să fie consultant la următorul film pe care o vei face legat de spionajul din anii 70 și care este unul dintre să spunem așa, principalii, sigur acum este la pensie, dar în anii respectivi era un, era chiar șeful stației de la din Afganistan, de la Kabul, din partea CIA-ului. Deci, ulterior, a ocupat tot felul de poziții foarte înalte în cazul CIA-ului, iar având în vedere că filmul pe care îl voi face legat de spionajul din anii 1970, spionajul din 1970-78, mă rog, perioada respectivă, are loc atât în România cât și în Statele Unite. Partea din România este acoperită de către consultanți care au lucrat atunci în perioada respectivă în domeniul ăsta și partea din America de către consultanți care au lucrat atunci. Iar tocmai dânsul spunea, cel din America, cel care a lucrat la CIA, spunea că, într-adevăr, România era un adversar de redutabil și era foarte greu să... De multe ori căutai să-l ai aliat pentru că putea crea probleme foarte mari, lucru care ulterior s-a pierdut, dar nu în sensul că aici nu vorbim de lucruri rele, aici vorbim de spionaj internațional, nu vorbim de poliție politică, cum are loc astăzi sau, eu știu, pe alocuri în anumite țări și la noi și în alte părți, dar vorbim de spionaj internațional, de spionajul politic internațional, de cu totul altă situație, cu totul altă, să spunem, între ghilimele, de romantismul, perioada romantică a spionajului în general, iar România fiind în primele 2-3-4 țări din lume la momentul respectiv, spionajul internațional. Da. Așa, vă rog. Vă rog eu să luăm o scurtă pauză. Perfect. Și revenim în scurt timp cu discuția din platou și din telefon. Am revenit în direct. Celor care ați deschis mai târziu televizoarele, vă spunem că am vorbit în această primă oră de Talk B1 despre primăvara de la Praga și gesticulațiile de independență, să le numim așa, ale lui Nicolae Ceaușescu din august 1968, adică la momentul în care Nicolae Ceaușescu condamna de la tribuna ACC a PCR invazia Cehoslovaciei de către trupele tratatului de la Varșovia. Domnule Bobi Păunescu, da, ce mai aveți de adăugat? Am de subliniat, să spunem, am spus deja că dacă în invazia trupelor de la Varșovia, condamnată de România prin Nicolae Ceaușescu, liderul României de atunci, să spunem așa, nu i-au oprit pe sovietici să invadeze, să ocupe Cehoslovacia lui Dubček, Cehoslovacia lui Dubček vizitată de Nicolae Ceaușescu pe 19 august, cu câteva zile, cu două zile înaintea invaziei și încercând să-l susține, sau mai bine spus că era greu să-l susține, că n-a avut să-l susține, ci doar să spune, susținea moral, dar ceea ce făcea, condamna în mod public
inevitabila invazie, Uniunea Sovietică ia în calcul invazia României totodată. Însă, în cazul României, pentru a sublinea încă o dată importanța politicii externe pe care o făcea România, nu numai prin Nicolae Ceaușescu, prin toți reprezentanții României, cetățenii români care lucrau în străinătate, care lucrau în România, patrioții români, adevărat, care erau cu toții, deci poporul român, la urma urmei, da, prin reprezentanți, ca să spunem așa, au reușit să-i facă pe cei din Statele Unite, pe liderii Americii și pe liderii Chinei, să se opună Uniunii Sovietice, să spună, nu atacați, dacă atacați România, avem o problemă cu voi. Deci, Cehozovacia, acum nu vreau să spun că Cehozovacia la momentul respectiv nu putea să facă treaba asta, probabil că nu putea să o facă dacă n-a făcut-o, dacă mi s-a întâmplat. Dar Cehozovacia nu a putut să facă treaba asta, iar Nicolae Ceaușescu a putut să facă treaba asta. Nu e Nicolae Ceaușescu singur, ci este Nicolae Ceaușescu împreună cu poporul român, prin reprezentanți, prin oamenii pe care am mai menționat și mai devreme. Și este, să spunem așa, un moment care nu e un moment de, cum să spun eu, nu aduc osanale Nicolae Ceaușescu sau Partidul Comunist Român, ci aduc cum să spun, este o, dacă vreți, subliniez cu mândrie și onoare poporul român din 1968, pe care mi l-aș dori astăzi. Și sunt convins că există undeva acolo, în sufletul fiecărui român, acel ceva, nu vorbesc de revoluții, nu vorbesc de schimbarea orânduirii sociale sau eu știu, dar vorbesc de acel patriotism moderat, conștient, inteligent, care să joace ceva, care astfel încât să fim acolo unde trebuie, și anume între principalele puteri ale lumii. Pentru că nu trebuie să fie o țară foarte mare, și asta ne dovedește Israelul, nu trebuie să fie o țară foarte mare pentru a fi un jucător important în lume. Și trebuie să fie o țară deșteaptă, înțeleaptă, pregătită, inteligentă, cu un capital, de, un capital uman pe care îl avem foarte bine pregătit, atât în România cât și în străinătate, și o dovedesc lucrurile pe care le fac cetățenii români la nivel individual, dar în același timp cât și ceea ce bogățiile pe care le are România, mă refer la cele ale subsolului în primul rând, care sunt echivalente cu, eu știu, sunt în principalele din lume. Deci noi nu suntem nicio țară africană, să spunem așa, nu vreau să jignesc nicio țară africană, dar nu suntem o țară africană cu populație needucată, care stă pe bogății naturale foarte mari și astfel sunt de interes. Noi suntem o țară cu o populație foarte bine pregătită, educată, cu o cultură și o istorie desăvârșită, cu o bogăție naturală pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Suntem grădina Maicii Domnului. Spuneam mai devreme, emisiunile trecute de, cu ocazia înălțării Maicii Domnului pe 15 august, că dacă anul bisericesc se încheie, se încheie cu, să zicem, sărbătoarea, deși nu pot să numi sărbătoare încetarea existenței fizice pe pământ a Maicii Domnului, deci cu 15 august înălțarea Maicii Domnului, anul bisericesc începe pe 1 septembrie, iar prima mare sărbătoare este nașterea Maicii Domnului, care este pe 8 septembrie. Deci, toate lucrurile astea, sigur că, din punct de vedere, sunt foarte mulți care nu cred, că sunt foarte mulți care, bine, trebuie să-i respectăm pe toți și trebuie să-i acceptăm pe toți. Însă, ce este foarte important este că lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. Și eu cred că avem capacitatea și posibilitatea ca să folosim tot ce lucrurile pozitive pe care le-am spus până acum, atât la nivel de capital uman din țară și din străinătate, cât și bogățiilor naturale pe care le avem, astfel încât România, într-o perioadă relativ scurtă, să poată deveni, să redevină o țară, un jucător important pe plan internațional, dar gândiți-vă că această, ce s-ar întâmpla dacă această revenire pe plan internațional s-ar întâmpla odată cu o politică
politică internă și cu un mod de a servi populația, tocmai cel care este contrar a ceea ce este acuzat din Nicolae Ceaușescu astăzi, deci cu o politică internă deșteaptă, astfel încât populația să trăiască mai bine, care la urmă urmei este cel mai important lucru dintre tot ce am spus până acum. Și anume, ca tot ceea ce face conducerea României, pe lângă politica internațională, este ca finalul să ducă la o bunăstare a populației, care la urmă urmei, astăzi, despre asta vorbim. Eu cred că suntem aproape, deși se pare că suntem foarte departe, suntem aproape tocmai pentru că suntem foarte departe. E un paradox, dar lumea s-a săturat, lumea, și asta se poate vedea în sondaje, lumea s-a săturat să vadă cum, eu știu, nu vreau să jignesc toți conducătorii, nu vreau să jignesc, dar sunt oameni care sunt incapabili sau... poate fi capabil, dar nu au nu totdeauna atunci când ai școală sau când ai pregătire eu știu, înaltă poți să faci față unei poziții importante de decizie, ci ai nevoie și de acea forță interioară și de acel curaj, că fără curaj nu poți să faci nimic, dar nu curaj tăptesc imbecil. Și vorbim de un curaj care să fie bazat pe niște decizii și pe o strategie și pe un plan. Asta e discuție lungă, o vom mai avea. Când vorbesc de plan, mă refer, trebuie să avem un plan ca țară, trebuie să avem, să știm în ce direcție mergem. Sunt multe, foarte multe lucruri de făcut. Dar era, cred că, foarte important, deși poate pot să primim, sunt convins că pot să primim și critici, dar nu asta e problema. Noi trebuie să ne vedem de treaba noastră mai departe și să arătăm ceea ce s-a întâmplat în România. Nu numai părțile alea, să spunem că din 40 până în 89 tot a fost prost și în 89 tot e bine. Că nu e. Toți, cum se spune, la lumina zilei, să ne dăm seama că produsul internet este dezastros și ai impresia câteodată că ori nu există cunoaștere, ori nu există dorință. Că lucrurile astea se pot îndrepta și relativ ușor. Nu trebuie vreo, nu trebuie vreun geniu ca să vină să... Dar deocamdată suntem unde suntem și eu cred că trebuie să strângem rândurile și să ne vedem fiecare de treburile noastre. Da, numai că urmează o mare provocare, urmează valul 4 pandemic și vom vedea dacă guvernanții au de această dată o strategie mai bună decât... Da, mi-e frică că ne concentrăm foarte mult pe valul 4 și valul 5 și valul 6, dar nu ne concentrăm pe populația României, care trebuie să trăiască mai bine. Deci noi trebuie să ne concentrăm pe economia României, noi trebuie să ne concentrăm pe populația României, cetățenii României, astfel încât ei să trăiască mai bine. Și după aia, deci... Credeți că guvernanții au învățat ceva din experiența ultimului an pandemic? A fost un dezastru, după cum ați văzut. Dar nu ultimul an, ultimul an jumate. A fost un dezastru, un dezastru care nu a fost numai în România. Acest dezastru l-am putut urmări în mai multe țări, acolo unde s-au luat o felul de decizii, s-au încercat o felul de lucruri. Eu cred că lucrul ăsta se poate face, dar trebuie mai multe minți luminate care sunt adunate la un loc, să vină cu o idee și vină niște soluții clare. Eu nu cred că nimeni nu cred că cineva poate deține adevărul absolut, ci eu cred că atunci când e vorba de viața oamenilor și de economia României, acolo trebuie să folosite mințile luminate ale acestei țări pentru a găsi soluțiile cele mai bune. Și cred că lucrul ăsta se poate, dar numai prin consultări, numai prin... din păcate, Parlamentul României, cu mici excepții, dă dovadă de... slabă cunoașterea situației. Guvernul României, iarăși cu mici excepții, este un guvern care el însuși este construit pe o contradicție între doctrine de dreapta total, doctrine de stânga, nici nu știu ce caut acolo. Oameni care sunt bine pregătiți unii dintre ei, dar sunt nu reușesc să facă față presiunilor din partea unor jucători. Și credeți că își pun piedică unii altora? De piețele internaționale în anumite decizii.
Deci este foarte mult de vorbit, dar eu nu m-aș concentra la momentul ăsta după ce am văzut pe Nicolae Ceaușescu în 12 august 1968 să vorbim de valul 4, pentru că mi se pare așa o glumă totuși. Când a avut loc valul 3? Vă întreb. Fix până să înceapă valul 4, care nici nu știm foarte sigur dacă a început România, pare încă a pluti așa cumva, deși crește numărul de cazuri. Da, de acord, eu vă întreb, valul 3, când a avut loc? Fix până să înceapă valul 4. Și valul 2? Tot așa. Dar de ce? Unde vreți să ajungeți? Nu mi se pare un pic cam... Nu știu, poate sunt mai puțin impresionabil, dar mi se pare că e un mod de a justifica anumite eșecuri și nu prea cred în așa ceva. Eu cred că dacă ești la conducerea unui stat sau și treci printr-un val pandemic și nu reușești să faci față, când se încheie valul pandemic, care îl vezi dumneavoastră? 12A, 12-3, 5, 8, 4, 2 și așa mai departe, te retragi. Te dai demisia. Că nu ești în stare să duci, să iei hotărârile necesare, astfel încât să nu aibă, să aibă un efect cât mai, ca lucrurile să aibă un efect cât mai mic asupra populației, asupra cetățenilor. Atâta timp cât nu faci nimic și rămâi acolo și după ce ai greșit, vii și spui, am greșit atunci, dar facem acum așa. Mai greșești încă o dată, schimbăm, facem așa, după care iau foc spitale, iau foc alea, se întâmplă tot felul de nenorociri și continui în logica electorală, este acest cuvânt, această expresie care pe mine mă deranjează foarte tare, pentru că nu logica electorală este cea care trebuie să decidă, deși la ora asta în România logica electorală decide. Și ce este mai bun pentru populație? Da. Creșterea nivelului de trai pentru populație. Și domnule spuneam Comunescu, în zilele trecute, fiecare politician care s-a ales într-o circunscriție a fost ales de un număr de cetățeni ai României, el este obligat da. Să se ocupe în primul rând de creșterea nivelului de trai a celor cetățeni. Dacă toți vor face același lucru, cu siguranță vom trăi mai bine. Și valul 4, valul 5, valul 6, 12, 13 și 14A vor veni undeva în planul 2, 3, 5 și se vor rezolva mult mai repede dacă există o coerență. Adică, dacă noi nu prea știm, din păcate, așa noi este. Mă refer la ca stat, nu prea domnule știm Pumescu, în ce direcție mergem, nu prea avem un plan, nu prea avem... Dar, din nou, nu vreau să critic întreaga clasă politică, că sunt convins că există și oameni care văd altfel lucrurile, însă cred că trebuie să ne grăbim puțin. Că dacă continuăm așa, s-ar putea să nu mai avem ce să... S-ar putea să nu mai avem niciun fel da, de val. Da. Abia aștept să trecem la a doua parte a emisiunii, la cea în care vom vorbi despre Afganistan, alături de domnul general Virgil Bălăceanu. Luăm o scurtă pauză și revenim cu dumneavoastră și cu domnul general.